Doamnelor, domnilor, stimați colegi, corect bine ați venit la manifestările prelungite de ocazia sărbătorii din Zilei Naționale a Contabilului Român, în ziua de 21 septembrie 2016. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc oficialităților locale care au avut care au avut disponibilitate și bunăvoință ca să fie prezente alături de noi, așa cum sunt de faptul locului anului. Aș dori să vă prezint pe doamna Călin Delia, doamna colegă de la Direcția de Finanțe, domnul Dălinda Cornel de la Direcția Generală de Statistică, de la Garanti Bancă și colegele noastre de la Orotaru și mai așteptăm de la Camera de Comerț și Industrie pe domnul Caravaș. Vedem încă un aș vrea să vă prezint pe scurt un rezumat al programului din ziua de astăzi, urmând ca să se desfășoare după cum prezint acest program. Vă voi prezenta mesajul Consiliului Superior al Corpului, cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului din România. Apoi am să rog pe doamna Delia și pe domnul director Domnilor să prezintă și vedem și scurt discurs în legătură cu profesia noastră. Urmează apoi o temă științifică prezentată de colegul nostru, domnul Sarion, referitoare la circa 25 de ani de existență a profesiei contabile. Urmează acordarea unor diplome de merit persoanelor nominalizate de CECAR. Apoi acordarea unor distinții, unor diplome societăților comerciale nominalizate de CECAR. Și, în fine, urmânarea unor distinții speciale unor persoane care la fel au fost nominalizate de la Consiliul Superior de la București. Pentru început, aș citi mesajul Consiliului Superior și al președintelui Corpului Inspectorilor Contabili. Dragi colegi, sărbătorim astăzi profesia contabilă, o profesie cu tradiție a cărei reprezentare îi revine Corpului Inspectorilor Contabili și Contabilor Autorizați în România. În atmosfera specifică unei aniversări atât de bogate semnificații, președintele CECAR, profesorul universitar Dr. Robert Aurelian Șova, împreună cu membrii Consiliului Superior, vă adresează tuturor celor care practicați această frumoasă și importantă profesie, sincere fericitări și pentru viitor. În anul 1921, legea de înființare a Corpului de Contabil Autorizat și Experți Contabil din România ca organism profesional independent, a fost promovată de Constituțiile Personal I. Pe numai 10 ani de existență a Corpului, în anul 1931, România a fost gazda celui de-al 7-lea Congres Internațional de Contabilitate, organizat simultan cu Congresul 5 al Corpurilor Contabililor Autorizați și Experților Contabili de România. Președinte de onoare al Comitetului de Organizație, primar de istoric, profesor universitar Nicolae Iorga, care în acea vreme era președintele Consiliului de Miniștri. Pe temelia tradițiilor și a prezentului, privind cu optimism către viitorul profesiei contabile și al profesioniștilor contabili, membrii ai CECAR, adică cei care dețin competențe profesionale și digitale, potrivite furnizării de servicii într-o economie globală, în ce în ce mai digitală, în care datele și informațiile sunt disponibile între ea. Aceasta înseamnă că profesia are, înainte de toate, oportunitate de a se reinventa în economia digitală, pentru firmele și practicile profesionistului contabil, de a transforma, de a se transforma, iar în raport cu clienții, trecerea de la a fi concentrat pe conformare către a deveni creator de servicii de înaltă valoare. Astfel, profesionistul contabil, obținând avantajul relațiilor privilegiate și avantajul antreprenorii, managerii, în viitor trebuie să facă rolul de consilier, confident, analist, facilitator și educator pentru clienții. Totodată,
împlinirea a 95 ani de la înființarea corpului, este pentru noi toți cei care practicăm această profesie, întâlnește bucurie, gestie, bucurie, cum și un moment de cinstire a celor care au asigurat unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării contabilității și a CK-ului României. La mulți ani se lasă cu Sfântul Superior al CK-ului. În continuare, acum aș dori să vă prezint câteva dintre liniile de dezvoltare pe care noi la CK Central le urmărim pentru dezvoltarea profesiei. Și în acest sens am să vă citesc câteva dintre informările făcute de consiliul la CK. Referitoare la dezvoltarea noastră ulterioară. Cu bază în faptul că noi acum ne aflăm într-o perioadă de schimbare, o perioadă de reorganizare și sperăm ca să se vadă rezultatele într-un timp cât mai mult. Făcând o retrospectivă a ultimei perioade din acest an, marcăm în activitatea Consiliului Superior al Corpului o serie de măsuri concentrate pe îmbunătățirea sistemului de guvernanță a CK, menite să aibă ca rezultat asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate destinate membrilor. Amintim aici, bineînțeles, că s-au făcut cunoscute în ultima perioadă, cu interesul deosebit acordat realizării normelor profesionale, începând cu modificarea standardului profesional 35, pe baza propunerilor primite de la terminare și cu discuții deputate cu Ministerul Justiției, urmărită fiind optimizarea acesteia. Un alt aspect pe care s-a pus accentul în ultima perioadă a fost revizuirea regulamentului privind auditul de calitate și regulamentul de organizare și funcționare a CK. Regulamente care urmează să fie puse până la sfârșitul anului în dezbaterea membrilor CK prin filialele corpului. De asemenea, având în vedere importanța formării profesionale, activitatea Consiliului Superior s-a axat pe revizuirea regulamentului privind ejecutarea stajului și a Programului Național de Dezvoltare Profesională Comună, în vederea armonizării acestora cu standardelor de educație IPAC, urmărindu-se totodată acreditarea programului de stagiu de către ACCA și dezvoltarea unei platforme de gestiune a cursurilor și a școlarității. De asemenea, s-au făcut demersuri pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu instituții de stat, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, Amiabilitaților, etc. În spiritul bunei colaborări cu autoritățile de reglementare, Consiliul Superior a avut în vedere și actualizarea ordonanței 65/94, odată cu modificarea legii privind auditul statutar al situațiilor financiare amare, reactualizare prin care s-a extins domeniul de activități și funcții desfășurate de către membrii CK, conformitate cu paleta de servicii specifice profesiei, așa cum este de numite de IPAC. Nu este lipsită de încordanță nici inițiativa Consiliului Superior de a implementa un sistem informațional de evidență gestionare și urmărire a datelor online și de ale forțului, astfel încât să avem toate informațiile în timp real, crescând astfel calitatea actului managerial Consiliului CK. Tot în scopul eficientizării actului de guvernanță a CK, Consiliul Superior a avut întâlniri de lucru cu președinții și directorii inclusiv ai filialelor, întâlniri în cadrul cărora au fost discutate problemele ridicate de membrii CK și în care s-au propus măsuri de îmbunătățire a activității și de sprijin profesional al membrilor. Acestea sunt doar câteva măsuri care au fost luate și au stat în atenția Consiliului Superior, măsuri care au la bază necesitatea simplificării și creșterii eficiențe actului de guvernanță a CK. Toate aceste măsuri avute în vedere de organul superior de conducere al CK, izvorăsc din analiza aprofundată a celor mai importante aspecte care privesc interesele și obiectivele întregii comunități profesionale a contabililor români, în context național, regional, european și mondial actual. Toate aceste realizări ale Consiliului Superior, probabil o să le discutăm pe forumul nostru de discuții pe care le avem făcut. Probabil o să vă mai răspund și la întrebări, dacă o să fie cazul în acel moment. Mai departe, ar dori să continuăm să-i dau cuvântul doamnei Călin Beniescu, cum o să-mi
aceea marca faptul că unul dintre instrumentele profesiei contabile este bilanțul și că bilanțul trebuie să fie permanent în echilibru. Foarte bilanțele de bine cunoscută la timpul legal cu transitul. Profesia specialistului contabil este una extrem de iubitoasă. Specialistul contabil se află permanent în muncă, în pensiune, are datoria, obligația și responsabilitatea și îmbunătățească continuu nivelul de cunoștințe și nu numai în domeniul contabil, și în domeniul economice și mă refer în special la domeniul juridic sau cel al tehnologiei informației. Și din acest motiv, cred că specialistul contabil poartă toată responsabilitatea gestionării fondurilor unei entități, indiferent de care timp este ea. Trebuie să facă față cuprio solicitărilor organelor de control, pentru că în momentul de față reprezint și o instituție cu care dumneavoastră aveți trebuie relații de muncă. Și cred că profesia contabilă este una dintre puținele care este extrem de atent să vă încălzează. Trebuie să fie atât de riguroasă încât specialist contabil nu-și poate permite să pună, nu știu, solicitarea clientului pe stand-by sau să ceară un timp de gândire foarte lung sau trebuie să fie prompt și să găsească soluțiile adecvate de probleme cu care se confruntă. Cred că principala problemă cu care economistul contabil, nu știu, are o provocare, are o adevărată provocare, este relația dintre contabilitate și fiscalitate. Prevalența fiscalității în fața contabilității este încă în legislația națională, în PAP. Și acesta este o situație care determină eforturi speciale pentru dumneavoastră pentru a transpune informația contabilă în rapoartele și declarațiile solicitate de autoritățile fiscale. Profit de această ocazie pentru a vă îndemna să nu aveți nicio ezitare în a utiliza toate instrumentele de comunicare cu administrația județeană a finanțelor publice pe zona de asistență contribuabilă. Lângă mine este și, mă rog, în primul rând este și doamna Daniela Storelu, cunoaște foarte bine pe mulți dintre dumneavoastră, pentru că în perioada trecută au avut loc câteva întâlniri organizate în colaborare cu conducerea filialei CECA Finanț, întâlniri care și-au propus adică probleme care țin de aplicarea legislației fiscale, a legislației procedurale fiscale și vreau să cred că vă putem fi de folos în înțelegerea sau în, nu știu, găsirea unor soluții comune la problemele cu care vă comunicați. Vreau să vă adresez mulțumiri deosebite pentru activitatea dumneavoastră se reflectă în mod direct, nemijlocit, în rezultatele deci este de remarcat faptul că în ultimii 2 sau putea să spunem chiar 3 ani, pe zona de activitate care ține în mod direct de voi de dumneavoastră, și anume, depunerea corectă și la termen legale a declarațiilor fiscale, a situațiilor financiare, periodice sau anuale, au condus la îmbunătățirea calitativă a activității noastre și ne confruntăm din ce în ce mai puține cazuri de, mă rog, de nerespectare a legislației pe care noi o aplicăm cu aceste rezultate se revăd direct, în mod nemijlocit, realizarea programului de colectare a veniturilor, de care până la urmă suntem cu toții beneficiari. Nu vreau să vă rețin atenția foarte mult. Vreau să mulțumesc conducerii filialei CEGA, domnului președinte, domnului director Iosif Coman, pentru că am avut o relație de parteneriat foarte bună, foarte bună. Am reușit împreună și am avut întâlnire niște acțiuni care cred că au fost benefice pentru ambele părți. De altfel, CEGAR este un organism profesional de elită, preocupat în mod permanent de dezvoltarea și de implementarea bună a profesiei contabile în România. De câte ori am ocazia urmăresc și cu interes conversurile publicate pe CEGAR, chiar am și achiziționat lucrări de specialitate foarte utile și activității noastre. Și nu rămâne decât să vă doresc, în primul rând, sănătate. Vă doresc să vă consolidați cu
Vă mulțumesc tare mult pentru invitația pe care am primit-o. Mă bucur foarte mult că există o zi a contabilului român, și asta e 21 septembrie, că nu o săriți, deci nu uitați de ea. Și cu acest prilej vă felicit, vă doresc la mulți ani, vă doresc să fiți sănătoși, ca să puteți rezista în activitatea extrem de utilă și necesară pe care o desfășurați, dar foarte puțin vizibilă pentru unii. Doresc cecarului să atingă un secol de la înființare și de acolo mulți ani înainte. Noi, statisticienii, ne asemănăm în foarte multe privință cu dumneavoastră, contabil. Avem aceleași simpatii în activitatea noastră. Simpatii între ghilimele. Avem și o zi a statisticianului român. La noi este 12 septembrie. Când Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a semnat actul de înființare a Oficiului Național de Statistică. Suntem ceva mai în vârstă decât dumneavoastră. Anul ăsta am înțepat 157 de ani. Vă dorim și dumneavoastră să atingeți această cifră și chiar să vă depășiți. Și vă mai doresc ceva. Să nu vă temeți de viitor, că el oricum va veni. Mulțumesc! Și de demersuri pentru ca să ajungă la această recunoaștere legislativă. Nu o să vă citez eu tot cât mi-am propus aici, voi trece rapid în revistă câteva aspecte, pentru că nu vreau să vă rețin și pentru că știu că cu toții așteptați socializare. Nimic fără inițiativă, fără luptă, fără lucrător. Nimic din tot ceea ce ne oferă progresul civilizației de astăzi nu s-a obținut fără zbuciu, fără sacrificii. Orice națiune, orice popor, conștient de rolul său actual și mai ales capabil să-și pregătească rezervele care au să-i asigure viitorul, nu încetează o clipă să-și amintească de cei care timp de mileniu, secoli sau de cei au îndurat vitregea neamului, luptând necontinent pentru binele generațiilor următoare. Fără a ne pierde prea mult în istoria comerțului român, fără a răsfoi prea multe pagini de mult îngălbenite, vom aminti totuși îndreaptă de acei cărora le datorăm progresul la care a ajuns profesia contabilă în România Mare. Către sfârșitul anului 1858, Rosetti, marele român, eminent bărbat de stat, care pentru a da un exemplu elementului național, deschide o librărie la București, unde fusese ales de către Corporația de Marchiati, deci de comerț, staroste al acestei corporații. Practic, starostele era un fel de președinte al corporației comercianților. În 1860 este numit ministru al culturii și instituțiilor publice, iar la 1 decembrie același an, comercianții îl aleg pentru toată nădejdea de ei, îl aleg prin staroste al lor. În timpul celor 3 ani cât Rosetti a deținut titlul de prin staroste al negustorilor, se desăvârșește punerea temeiilor pe care avea să se ridice și să dezvolte mai târziu comerțul și profesia contabilă. Cele două instrumente
atât de utile în România modernă. Căci numai datorită activității și tăminților depuse de acest mare român, s-a putut ajunge la făurirea legilor care dispun pentru prima dată la noi în țară înființarea Camerei de Comerț și a Școlii de Comerț, legi care au fost votate în anul 1864. După votarea legii în 1864, se înființează primele școli, două școli comerciale din România, respectiv la București și la Galați. Dacă în fresca comerțului românesc, Rosetti va ocupa un loc și de luptător și de animator al înființării legii pentru organizarea școlilor de comerț, locul primului pionier îl va ocupa, desigur, Teodor Ștefănescu. Când la 1864 guvernul face apel către tineretul român să-și îndrepte privirile spre școala comercială românească, Teodor Ștefănescu, fiu de comerciant, împreună cu alți patru camarazi ai săi părăsesc liceul Sfântul Sava, care știți era cel mai valoros, cel mai important liceu din România la momentul respectiv, și se înscrie cel din tâi elev al Școlii de Comerț din Capitală. Școală care se găsea în aceste vremuri sub direcțiunea francezului Dusain, din îndemnul fondatorului ei, Crețulescu, ministrul instrucțiunilor în acea vreme. De altfel, unul din liceele economice din București, foarte de numirea lui Crețulescu. Și este unul din liceele importante și foarte valoroase din România la ora actuală. În 1867, Școala Comercială din Capitală promovează primii săi absolvenți, având dintre ei cel din tâi pe Ștefănescu, împreună cu colegii Petrescu, fost subdirector la Banca Discont, Zamfirescu, Movilă și alții. Fără a ne depărta prea mult de subiectul ce urmează să dezvoltăm privitor la evoluția organizării profesiei profesionale a contabilor din România, nu voim să trecem mai departe până nu vom aminti contribuția pe care Școala Comercială Românească a primit-o de la înaintașii detalii lui Laurian, Demetrescu, Popovici, Boga și alții. Alături și cu concursul căruia Teodor Ștefănescu a putut duce lupta pentru a impune ca și în funcție și conducerea învățământului comercial să fie elementul național de specialitate. Primul gest, primul pas, profesia de contabil îl înregistrează în 1868, când îi se oferă lui Ștefănescu suplinirea cartelei de contabilitate și cursul mărfurilor și când acesta din urmă refuze cu demnitate, cerând punerea catedrei la comerț. În 1870, Ștefănescu se prezintă la concurs cu alți doi candidați, unul cu diplomă de la școala Danitska și altul de la Paris. Rezultatul a fost că Ștefănescu a tras elogiile juriului, în funcția căreia se găsea Vericeanu, profesor de economie politică la Universitatea din București. Rostul acestei școli românești, nădejdea de mâinea neamului, a fost percepită din acel moment. Iar profesia de contabil își primește consacrarea și personalificarea în profesorul Ștefănescu. Între timp, România, prin războiul din 1877-78, primește laurii victoriei de luptă, pe câmpul de luptă, sub domnia înțeleptului regii Carol I și odată cu ei și independența economică, națională și politică, care va asigura țării o eră nouă de muncă, organizare și progres. După 30 de ani, la 22 aprilie 1901, absolvenții școlii de comerț din toată țara, care încă de la 1898 înființase Asociația Absolvenților Școlilor de Comerț din țară și străinătate, s-au adunat în capitală, unde, în saloanele societății Iderfal, jubilau împlinirea 30 de ani de activitate a profesorului Teodor Ștefănescu și retragerea acestui titan la pensie. În congresul absolvenților din 1906 figurează ca un prim punct din program necesitatea legiferării profesiei de contabil, dar lupta se duce mai ales pentru stabilirea erorii care se făcea că se acordau lucrări de expertiză contabilă persoanelor cu totul străine acestei profesii. Acest lucru s-a întâmplat încă mulți ani
Și profesia contabilă, chiar după organizare, a trebuit să lupte pentru ca lucrările de expertiză contabilă să fie făcute de experții care erau membri al corpului. În 1907, un grup de absolvenți al școlii de comerț, în bazele Uniunii Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, sub președinția domnului Rasidian. Iar la 1 ianuarie 1908 apare primul număr din Revista Generală de Comerț și Contabilitate, ca organ de propagandă, cercetare și apărare a interesului comerțului în general și a comercialiștilor în special. Profitând de alegerea în Parlament a mai multor colegi, în 1908, Uniunea Absolvenților Școlilor de Comerț redactează un proiect de organizare al unui corp al contabililor, din care reținem la un articol ce ce statua. A statua asupra tot ce privește interesele profesionale ale carierei de contabil în general. Acest proiect, deși urma să fie trecut prin Parlament de către Ministrul de Comerț de atunci, căzând însă guvernul acesta nu a mai putut fi depus pe rolul Camerei Deputaților. Încercările de a se obține un regim special pentru întrebuințarea titlului de contabil s-au mai făcut apoi în numeroase rânduri. Către sfârșitul anului 1914 s-a înființat la București Corpul Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, care prin legea din 17 februarie 1916 devine persoană juridică. Abia după 1918, când războiul a încetat, activitatea comercialiștilor este reluată. În primul număr, a apărut după război, Revista de Comerț și Contabilitate publică un articol de fond intitulat Rostul nostru, în care se arată noua situație creată de război comercialiștilor și în pagina următoare apare din partea corpului absolvenților un strigător apel. Practic, acest apel este proiectul de organizare a corpului. În 1918 se constituie și Asociația Titraților în Științe Comerciale și Cercul de Studii Comerciale. În urma apelului lansat de Nicolae Butculescu, președintele Corpului Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, rândurile comercianților din toată țara se strâng. Se reia lupta pentru obținerea constituirii corpului contabil cu o și mai mare îndrăgire. La 5 mai 1919, Cercul de Studii Comerciale își inaugurează activitatea. Domnul Drăgănescu își dezvoltă conferința cu subiectul Chestiunea experților contabili în România. Conferențiarul, după ce face un scurt istoric asupra organizării contabilor în alte țări, trage concluzii privitoare la foloasele ce le-ar da țării noastre organizarea unui corp al experților contabili, asupra cărui subiect au fost mai multe discuții contradictorii. Aici proiectul a căpătat o formă definitivă în urma propunerilor domnului Nicolae Viculescu, care a cerut ca să se cuprinde reglementarea și a profesiei de contabil în general, nu numai a experților contabili. La valul, dacă vedeți, la un val, se rezolvă problema, deci la socializare, la valul dat în februarie 1921 de către Corpul Absolvenților, când am ținut să participe și ministrul muncii de la acel moment, Grigore Trancu Iași, dar și chestorul al Camerei Deputaților, domnul Virgil Slăbescu, comercialiștii obțin din partea Ministerului Muncii, care era Trancu Iași, ca și deputatul Slăbescu, să se ocupe în mod special de proiectul Corpului Contabil. A doua zi, domnii Ioachim și Drăgănescu s-au și prezentat la Camera Deputaților, la domnul Slăvescu, și proiectul a fost scos din cartoane. S-a făcut chiar atunci un referat către președintele Camerei, care l-a repartizat spre subiere Comisia Noua a Muncii. Comisia Noua din Camera Deputaților era Comisia Muncii. La discuțiile Comisia Noua a Camerei au participat fiind invitați și domnii Butculescu, Teodor Ioachim și Drăgănescu. Aceștia au fost și conducătorii primului corp al contabililor din România. A fost aleși la Congres.
președintele al Comisia Noua, domnul Ioan Ițescu, care a arătat un viu interes cauzii, primit în același timp să fie și raportorul legii în camera, în cameră. Grație stăruinților și rapidității cu care domnul Ioan Ițescu a urmărit acest proiect, el a putut să fie votat de camere în ședința din 18 iunie 1921. Consecvent promisiunii și dorinții intime exprimate de Trancu Iași de a vedea cât mai urgent înghebarea prin legii a Corpului Contabilor, legea a fost votată fără modificări, așa cum a fost votată în Camera Deputaților de către Senat în ședința din 1 iulie 1928. Apoi, hotărârea a fost aprobată prin decret legal, așa cum a fost prezentat de către domnul președinte. Începutul organizării pe întreaga țară a culminat cu întâiul congres ținut la 27 și 28 mai 1923 în București, la Fundația Carol I. Iar progresul realizat în decursul celui din prim deceniu a atins vârful piramidei în cel de-al 7-lea Congres Internațional de Contabilitate și al 5-lea Congres Național al Corpului, ținut la București în zilele 5-9 septembrie 1931, cu delegați din întreaga lume. Organizarea secțiunilor județenii din țară s-a făcut într-un timp foarte scurt. Acesta datorită pe de o parte existenței secțiunilor județene ale Corpului Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, iar pe de altă parte, concursul dat de către Corp s-a bucurat încă de la început din partea directorilor și funcționarilor superiori ale băncii naționale de la sursalele din România, din provincii, precum și cu asistența tribunalelor respective. Cea de-a doua, deci prima secțiune a Corpului s-a înființat în București, cea de-a doua s-a înființat la Prahova. Activitatea Corpului s-a dezvoltat în mod direct și rapid, astfel încât la 31 decembrie 1921, deci la câteva luni de la înființare, erau constituite 42 de secțiuni și în total erau 3.000 de membri. Deci vedeți Corpul cât direct s-a organizat, pentru că el deja avea organizate în teritoriul asociațiile absolvenților școlilor superioare de comerț. Din baza acestor s-a reorganizat filialele cum suntem noi acum. Grație interesului deosebit arătat legii de către contabil din țară, cât și datorită activității centrului, întâiul congres al Corpului Contabil convocat și ținut în zile de 27 și 28 mai 1923 la București a înregistrat un succes care a întrecut orice prevedere. Prima manifestare a contabilor din țară, organizată în cadrul legii ca corp tehnic de specialiști, s-a desfășurat atât din punct de vedere al programului profesional, cât și al strângerii relațiilor într-un mare entuziasm. Cuvântările ținute la organizarea congresului de către Culculescu, Trancu Iași, vor rămâneștese în amintirea celor care au avut norocul să participe la acest congres. O să vă vedeți ce s-a discutat la primul congres. Principale inovațiuni aduse în proiectul noului cod de comerț. Și vreau să vă fac aici remarca că Corpul Experților Contabili a avut un rol extraordinar de important în modificarea și completarea codului de comerț în România, în toată perioada intervenției. Modificarea codului de comerț, învățământul comercial la toate congresele și la toate s-a pus un accent deosebit pe studierea contabilității în învățământul comercial. Participarea la beneficii, rolul diplomaților în științe comerciale și viața comercială și industrială expune făcute de Joachim. În anul 1926, Corpul avea constituite 56 de secțiuni și era alcătuit din 6.565 de specialiști, din care 1.932 experți contabili, 4.076 contabili autorizați și 557 contabili stagiari. O remarcă,
pe care o avem și astăzi. Vedeți că încă de la început erau cele trei secțiuni care le avem și acum. Experți contabili, contabili autorizați și contabili stagiari. Primii patru ani mai târziu, în 1930, asistăm la o creștere spectaculoasă, existând 62 de secțiuni județene și 11.130 de membri, din care 2.302 experți contabili, 7.468 contabili autorizați, 1.360 contabili stagiari. Perioada de vânt în ceea ce privește organizarea în teritoriu și numărul membrilor s-a înregistrat în anii 1938-1939. Atunci corpul dispunea de 70 de secțiuni și un număr la care ajungeți la aproape 15.000 de membri. De lângă activitatea internă, nu o să mă refer prea mult la congresele, dar totuși pentru informarea dumneavoastră o să prezint câteva lucruri, câteva aspecte din congresele care au avut loc. Deci, al treilea congres al profesiei a avut loc la Chișinău, în 14-16 octombrie 1927. Și s-a discutat bilanțul TIC, Casa de Pensii și Asigurări, bilanțul și fluctuațiunile monetare, introducerea mașinismului în contabilitate. Deci trebuie să remarcăm lucrul că încă din perioada interbelică din 1927 se punea problema introducerii mașinismului în contabilitate. Vedeți, majoritatea de aici, eu țin minte că în anul 1970-71 am studiat la contabilitate prin cursuri cu mașini de calcul. Pe urmă s-au evoluat și acum, să fim sinceri, nu mai putem face o contabilitate fără calculatoare, fără softuri performanții, așa cum spunea și doamna director de la finanță. Deci, preocuparea, dacă o să vedem toate problemele care s-au descurcut la congresii în perioada interbelică, o să ne dăm seama că a fost o preocupare din partea corpul experților extraordinară pentru învățământ, pregătire profesională, rolul expertului contabil în economie. Al patrulea congres al profesiei s-a ținut la Constanța, 22-24 iunie 1929. Au participat 200 de membri. La toate congresele care au avut loc în țară, au participat toate personalitățile, toate oficialitățile vremii respectivii la manifestările care au avut loc. Manifestările de regulă începeau cu o rugăciune la una din bisericile reprezentative, o catedrală, cu un tedeum, după care avea loc activitatea propriu-zisă a congresului. La congresul de la Constanța ce s-a discutat? O dare de seamă pentru anii anteriori, reorganizarea învățământului comercial, Casa de Asigurări și Pensii a Corpului, până la urmă să știți că s-a discutat la toate congresele despre Casa de Asigurări și Pensii și până la urmă s-a înființat, a fost înființată în perioada interbelică și a funcționat până la decretul când, din 1951, când s-a desființat Corpul Expertului. Funcționarea și rolul societăților de acțiuni în noul cod de comerț. Răspunderea expertului contabil. Congresul al cincilea a avut la București 5-9 septembrie 1931. Având în vedere că la Congresul Internațional de Contabilitate organizat la Barcelona, în anul 1929, s-a hotărât ca acel de-al șaptelea congres internațional să aibă loc la București, manifestare care a inclus, așa cum spuneam, ca personalități ale vremii care au fost în, să zic așa, în personalitățile care au organizat manifestarea respectivă de la București. Congresul al șaselea a avut loc la Cernăuț, în perioada 27-28 august. Așa, problemele care s-au dezbătut. Rolul contabilului
rolul corpului contabil în gospodăria publică, rolul corpului contabil în gospodăria privată, șomajul contabil, corpul tehnic economic, considerații asupra legii și regulamentului corpului. Următorul congres, al 7-lea, la Timișoara, 22-24 septembrie 1935. Probleme dezbătute. Prețul de cost în industrie și comerț. Expertul contabil caliber profesionist. Controlul în administrația publică. Controlul și verificarea contabilă a întreprinderilor. Corpul contabilor și camera de muncă. Următorul congres, al 8-lea, a avut loc la Galați, 19-21 iunie 1937. A avut loc la Liceul Comercial Alexandru Ion Cuzaș. Au fost dezbătute stadiul contabilității la Academia de Studii de Înalt Studii Comerciale București. Importanța situațiilor contabile pentru conducerea întreprinderii. Situația membrilor corpului față de statutul funcționarului public. Problemă în care ne confruntăm chiar și în activitatea noastră de 25 ani. Membrii corpului contabil și statutul funcționarului public, înființarea unei case de pensiuni, asigurări și asistențe a corpului. Congresul al 9-lea la Brașov, 28-29 mai 1939. A participat liste de delegați din 70 de secțiuni. Sub președinția președintelui Nicolae Vulescu de Camp Corpului. Problematică. Inventarierea patrimoniului public, noul cod de comerț, crearea casei de pensiuni, contabilitatea în serviciul raționalizării întreprinderilor, înființarea Colegiului Economic Cooperatist și Contabil. Pe lângă activitatea internă, vreau să vă spun că corpul a desfășurat o activitate foarte intensă și pe plan internațional. A participat la toate congresele, deci au fost congrese ale profesiei contabile, precum și congrese ale experților contabili. Astfel, primul congres internațional de contabilitate, ținut după război, care era în ordine al 5-lea congres internațional de contabilitate, s-a desfășurat la Bruxelles în 1926. Corpul experților contabili în România a fost reprezentat de întreaga conducere a Consiliului Superior și a produs o impresie deosebită prin intervențiile și referatele susținute. Alegerea lui Nicolae Buculescu de Camul Corpului în prezidiul Congresului, precum și numirea președintului de onoare a Corpului, ministrul Grigorie Trancu Iași, ca vicepreședinte al Consiliului General Internațional, și membru în Comitetul de Patronaj au constituit primul mare succes al țării noastre. Această onoare făcută reprezentanților României s-a datorat în primul rând impactului uriaș pe care l-a avut legea de organizare a corpului contabil din România. Vreau să vă spun că era prima țară din România, din Europa, care avea o lege de organizare a corpului contabilor din țara respectivă. Și de aceea vi s-a acordat o atât de mare importanță personalităților corpului care au participat la acest congres. La toate congresele care au participat, delegațiile noastre au avut un cuvânt de spus. În rezoluțiile congreselor au fost reținute problemele care au fost prezentate de către reprezentanții corpului. Al doilea congres internațional a experților contabili a avut loc la Amsterdam între perioada 5-9 iulie 1926. Congresul s-a desfășurat la Palatul Institutului Colonial și a fost organizat de Institutul Olandez al Experților Contabili. Au participat 42 de asociații și instituții din 19 țări, și anume Olanda, Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Franța, Elveția, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Norvegia, Austria, România, Rusia, Spania, Cehoslovacia, SUA, Suedia și România. Al treilea congres internațional al experților contabili a avut loc la New York, 9-14 septembrie 1924. La congres au participat Nicolae Buculescu, decanul corpului, Petre Crăculescu, frate și secretarul general al corpului și Boncescu, consilierul financiar al atașa alegației României.
America. Al cincilea congres a avut loc la Londra, 17-20 iulie. Al cincilea la Berlin, 19-24 septembrie 1938, la care au participat peste 1100 din participanți veniți din toată lumea. Deci în prazma războiului. Al cincilea congres internațional din contabilitate a avut loc la Bruxelles, 24 iulie 1926 și a fost organizat de Asociația Contabilor din Belgia, sub patronajul regiului Albert. Al șaselea congres din contabilitate s-a desfășurat la Barcelona, în perioada 19 noiembrie 1929. Cam activitatea internațională, cam aceasta a fost, după război, prin decretul 40 din 1951, a fost desfințat corpul inspectorilor contabili și contabilor autorizați, abrogându-se și legea de organizare a corpului. Prin decretul 434 din 1957, se reglementează efectuarea expertizei contabile, corpul inspectorilor contabili și a contabilor autorizați, se renaște în ianuarie 1990. În adunarea generală a inspectorilor contabili, din 9 mai 1992, s-a hotărât să reorganizeze corpul ca persoană juridică, proprii și cu un statut. Acesta este începutul noii reorganizări a corpului, după o perioadă de întreruperi din 1951 până în 1992. Despre activitatea corpului, începând cu noua reorganizare, nu vreau să mai fac nicio remarcă, pentru că cu toții cunoaștem activitatea din anul 1992 până în prezent. Unele concluzii au fost prezentate și în mesaj și în cele care au fost prezentate de către domnul președinte. În încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă adresez din tot sufletul cele mai sincere felicitări, prilejul acestui deosebit jubileu, acelei de-a 95 ani de drept a organizării profesiei contabile, să vă urez multă, multă sănătate, succes în tot ceea ce vă doriți, să fiți mai buni, mai toleranți, mai generoși și nu în ultimul rând mai prietenoși. Dumnezeu să ne ajute și să ne revedem la an și de ce nu și la centenar. Acum vreau să încerc să vă deschid. Dar nu sunt un actor și nu am pretenții de acest lucru. O să vă prezint două poezii despre contabilitate și contabil. Vreau să vă mai desprețez colegi, pentru că chiar dacă suntem într-o atmosferă solemnă, în primul rând suntem colegi, în al doilea rând nimeni nu transmite sarcini, dispoziții, așa, ne-am întâlnit ca să facem să zic așa o stare de seamă, cum să mai socializăm, să ne mai vedem. Pare imutat de piama 21 septembrie, ne mai descrețim funcții, pentru că suntem permanent preocupați de raporte, de dări de seamă, așa cum bine spunea doamna directoare, și doamna directoare întotdeauna este alături de noi, și de asemenea și distinsa doamnă Stoleru, care niciodată să ne refuză. Eu personal trebuie să le mulțumesc în tot sufletul pentru disponibilitatea pe care o are față de noi, personal față de mine și o să spun și numele dumneavoastră, dacă îmi permite. Contabilitate. Vine o vreme când trebuie să tragem sub noi o linie neagră și să facem socoteală. Câteva momente când eram să fim fericiți. Câteva momente când eram să fim frumoși. Câteva momente când eram să fim geniali. Ne-am întâlnit de câteva ori ca niște munți, ca niște copaci, ca niște ape, pe unde ori mai fi, mai trăiesc. Toate acestea fac un viitor luminos pe care l-am trăit cândva. O femeie pe care am iubit-o și cu aceeași femeie care nu mai iubit. Fac zero.
Un sfert de an de studii fac mai multe milioane de cuvinte curajele, a căror înțelepciune au eliminat o treptată. Și în sfârșit, o soartă. Și încă o soartă, eu mi-o mai fi ieșit. Fac două. Scrie una și ține una. Toată. Cine știe? Mai există și o viață de acolo. Amin? Soare. Asta a fost contabilitatea. Acum, partii, clar, contabil. Expertiza. Cineva mă salută distrat. Altcineva mă iubește distrat. Altcineva mă omoară distrat. Și celălalt mă îngroapă distrat. Vermele prin care mă primește distrat, al doilea vizitet cum face distrat, însă ce sunt? Îmi duc moartea distrat. Mama afară mă plânge distrat. Și numai contabilul nostru stimat se uită la mine preocupat. Adrian, mai contabil se uită distrat. Domnul Daniel Tacien, profesor din SNV.
Vă rog, pot expresa doamna Dima Elena. Thank you.
afară de diplomele pe care le-am acordat acum, mai sunt colegii noștri care la fel urmează să primească diplomele mele, dar deocamdată nu sunt prezenți. Și este vorba de Elixir Conta, notarii Silviu, Ela Info Consult, doamna Ungureanu Mihaela, Vian Conta SRL, doamna Vișana Mișoara, Princip Consultul SRL, doamna Leonte Valerica și Alexandru Elena, doamna Alexandru Elena separat, doamna Nica Elena, Bucuța Manuela Camelia, Sărbu Adrian și Leonte Valerica. Continuare, în loc pe domnul director Coman, să facă o prezentare a topului celor mai bune societăți de universitate. Probabil, aude, probabil nu. Așa cum știți, acum 6 ani de zile s-a instituit organizarea topului firmelor membre din filiale. Suntem astăzi la ediția 6-a și vom acorda următoarele premii. Premiul special a anului 2016, locul 1, general Consap SRL. Deci, acesta a fost topul firmelor
pentru anul 2016 și o să trecem la cel de mult din punct a ordinei de zi, aniversarea 95 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili. În materialele care le avem, există și nouă relevanță, se referă de aspecte legate de activitatea șefarului de la înființare până astăzi, însă s-a auzit suficiente de multe date de la 48 în 1863 în coace și n-am să mai revin asupra acestor lucruri decât cu precizarea că este foarte bine că s-a înființat un organism profesional pentru contabil și expert contabil, că acest organism are în atenția sa dezvoltarea continuă și de niveluri cât mai înalte a profesiei contabile. Așa cum vă spunea și președintele, suntem într-o fază de a reanaliza regulamentul de ordine interioară a unor norme profesionale pe care noi le considerăm acum un pic prea stufoase și prea împovărătoare pentru unii membri. Avem în gând să reducem și unele cotizații, mai ales la inactiv și la contabile și experții salariați și alte măsuri care privesc dezvoltarea profesiei contabile. De aceea, ne-am, la acest punct, aniversarea 95 de ani, vă doresc și eu succes în profesie, în activitate, ori la bani și probabil mai mult vom discuta despre acest punct în următoarea parte a ședinței la socializare. Până atunci, dați-mi voie că cu această ocazie a împlinirii 95 de ani din activitatea corpului, să mânez din partea Consiliului Superior medalii aniversare următoarelor membri și ai filialei care au avut activitate deosebită în CK. Mă refer aici la domnul Puci Adrian Vasile. Puci Adrian Vasile, care a fost vicepreședinte a filialei timp de 4 ani, pe urmă membru titular în Consiliul Superior al Corpului și actualmente președinte. Domnul Salajan. Deci Salajan a fost președinte o perioadă mai lungă în CK, cred că o știți cu toții. N-a mai avut funcția în 2016. Și nu în ultimul rând, domnul Măstatiu. Pentru activitatea deosebită făcută fie prin Consiliul Filialei, în ca președinte a Comisiei de Disciplină mai mult de 12 ani și pentru toată activitatea făcută la CK. Vreau să vă spun că am fost împreună cu răposatul domnul Trâmbă, inițiatorii și cei care am înființat filiala Tatăl. Am fost primii din România care am cumpărat un sediu social. Deci primii din România. Eu aș putea spune că a fost naționalizat pe Corpul Central. Dar mă rog, astea sunt alte aspecte și nu vreau să ocupi activitatea zilei de astăzi. Am fost și vicepreședinte o perioadă și în Consiliu și deci din la înființare până acum tot sinecuri am primit de la CK. Mulțumesc, oameni! Cu aceasta
dori să încheiem proiectele manifestate de Jurile Naționale a Fundatului Român. Să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Să mulțumesc invitațiilor. Mai am o întrebare, dacă vreți să rămâneți puțin, să facem câteva poze de grup.